Cine mă ades? Nu știu sigur, dar după descriere, cred că ăsta, Adina Stac, are un bar în oraș. El e. Eu sunt prieten vechi cu Adi. Cu noi Adi se comportă extraordinar. E un șef, dar un șef prieten. Regula lui în bar care era? Bacșișurile rămân la patron. Bacșișurile rămân întotdeauna la patron. Luați loc. Mi-aduc aminte de privirea lui când Doru și Ionel spun că nu vor să facă sparge. Păi abia am cunoscut. Păi nu se merită să riscăm martori. De unde era foarte amical, prietenos, băieți, cum vă place barul? Păi nu, că noi am glumit. E, în momentul ăla, cum face el switch-ul și zice, păi eu n-am glumit. Bă, o să dați lovitura. Pentru că așa a spus. Este un rol de substanță. Nu e o chestiune pe care să o rezolve așa în două, trei, superficial. Bun, m-am uitat urât, mă strâmb. E, poate, cel mai complex rol din film. Cu o poveste, cu o viață paralelă, un om cu probleme, care încearcă să găsească soluții. Soțul ei e un sprijin și un partener în care își pune cumva speranțele. Când telespectatorii vor ajunge la sfârșitul episodului 6, îmi doresc din tot sufletul să fie de partea mea, adică dacă s-ar pune în situația mea din film, cred că toți, sau mă rog, majoritatea ar reacționa la fel. Eu îmi doresc și m-am făcut actor pentru genul ăsta de roluri, în care se întâmplă tot. Te iei pe tine, dai cu tine de podea, dai cu tine de tavan, treci prin tot ce poate trece un om, că sunt aici și tată, și soț, și nemernic, și patron, coleg, prieten, om speriat, om în fața legii, sunt toate lucrurile astea aici. Salut, sunt Gavril Pătru, personajul Adi din serialul de la HBO GO Bani Negri pentru Zile Albe. Urmăriți-ne și sunt sigur că la final nu o să regretați. Hai că v-am pupat. Pa! HBO GO. Serialele tale preferate online.